Salutare și bine v-am regăsit! În urma cererilor pe care le-am primit în ceea ce privește brandul de periferice de gaming SteelSeries, am luat hotărârea de a începe o serie de review-uri cu și despre produsele acestui brand. Începem astăzi cu tastatura de gaming SteelSeries Apex M500, o tastatură cu design minimalist și fără foarte multe funcții suplimentare, dar care, în opinia mea cel puțin, merită fără îndoială atenția gamerilor. În ceea ce privește designul tastaturii, nu se poate spune despre SteelSeries Apex M500 că ar avea ceva deosebit în privința formei. Se poate spune însă că minimalismul aparent nu aduce nicio atingere negativă integrității produsului și a materialelor folosite la construcția sa. Deși în mod normal prefer personal controle separate cel puțin pentru volum, nu pot să scad niciun punct Apex-ului M500 la acest capitol pentru că nicăieri producătorul nu specifică că tastatura poate fi utilizată altfel decât în scenarii de gaming, adică la ceea ce le place să numească ei, eSports, iar din acest punct de vedere, tastatura are absolut tot ce este necesar. Prin urmare, marginile deosebit de subțiri pentru o tastatură de gaming și spațiile dintre taste sunt concepute să fie cât mai confortabile cu putință și cât mai în afara drumului pentru un gamer aflat în mijlocul bătăliei. Nimic la această tastatură nu deranjează în timpul jocului, nicio tastă nu este apăsată greșit oricât de groase sau subțiri ar fi degetele și niciuna dintre margini nu încearcă să saboteze încheietura mâinii atunci când trebuie să acționeze o tastă specială. La fel ca multe alte modele de tastaturi de pe piața perifericelor de gaming, și SteelSeries Apex M500 oferă cele mai bune și mai durabile switch-uri mecanice disponibile pe scară largă în țara noastră, adică cele Cherry MX, în special pe cele roșii sau Cherry MX Red, care sunt, din păcate, singura opțiune la acest model, la fel ca și iluminarea, ce nu poate fi decât de culoare albastră. Cred că alegerea exclusivă a acestui sortiment de switch-uri, deși lăudabilă din punctul meu de vedere, pentru că sunt alături de cele Cherry MX Brown preferatele mele, limitează destul de mult numărul de gameri ce vor alege acest model, foarte mulți fiind mai degrabă obișnuiți cu switch-urile Cherry MX Black, care sunt cele mai comune și care necesită o forță de apăsare mai mare, trecerea de la ele la Cherry MX Red necesitând câteva zile de reajustare. Dacă discutăm însă despre gamer ce nu a avut până acum la îndemână tastaturi mecanice, însă sunt fanei brandului de periferice SteelSeries și aleg Apex-ul M500 ca opțiune de intrare în lumea tastaturilor mecanice, atunci sunt de părere că modelul de față, deși nu foarte ieftin dacă ar fi să ne luăm după bugetele noastre, este o excelentă poartă de intrare în această lume. Este un model care cu siguranță va reuși să vă satisfacă toate nevoile pentru foarte mulți ani de acum încolo, deci dacă vorbim despre această tastatură din punct de vedere al investiției pe termen lung, sunt de părere că merită cu siguranță atenția noastră, cu atât mai mult cu cât funcționalitatea tastaturii este cu mult îmbunătățită de softul SteelSeries Engine 3. Acesta este un program atractiv prin interfața sa simplă, fiind în același timp funcțional și intuitiv și permițând înregistrarea macro-urilor, reducerea intensității luminării LED sau chiar alocarea oricărui buton pentru orice acțiune, oricât de complicată, grație funcției de înregistrare a macro-urilor. În timpul testelor ce au inclus și recentul Gears of War 4, dar și multe alte jocuri, nu pot spune că am simțit o diferență mare din punct de vedere al funcționalității față de orice altă tastatură mecanică cu butoane Cherry MX Red, însă am simțit o diferență din punct de vedere al ergonomiei, dimensiunile reduse ale marginilor tastaturii și spațializarea foarte bună dintre taste, tastatura permițându-mi parcă o manieră mai lejeră de utilizare, ce ar fi fost și mai lejeră dacă ar fi fost exclus și number pad-ul, ce nu este deloc necesar gamerilor, problemă pe care sper ca producătorul să o adreseze la o revizie următoare. Între profilul subțire, switch-urile mecanice de cea mai bună calitate, posibilitatea de ghidare a cablului în orice parte ar fi necesar pentru ca acesta să nu deranjeze și softul cu interfață simplă, însă complicat și complex dacă este cercetat în adâncime, SteelSeries Apex M500 oferă nu neapărat minimul necesar gamingului, ci mai degrabă tot ceea ce este necesar gamingului și unui gamer, reușind să taie în același timp multe dintre dimensiunile, funcțiile și butoanele în plus care mai mult ne încurcă uneori. Asta este tot pentru astăzi. Pentru cei interesați de specificațiile complete ale produsului prezentat astăzi, voi adăuga, ca de obicei, la finalul acestui clip, linkul către pagina produsului de pe magazinul nostru online evomag.ro, de unde acesta poate fi și achiziționat. Nu uitați să ne oferiți un like și un share sau chiar să luați în considerare posibilitatea de a apăsa pe butonul de abonare, iar eu vă spun până data viitoare toate cele bune!